acum e clar că o astfel de cărticică nu poate să fie una exhaustivă asupra temei, dar e bun, un bun început pentru o dezbatere și dacă tot e un bun început pentru o dezbatere la nivel macro, de ce n-ar fi și la nivel micro aici? Și vă invit, așa cum a sugerat și Mihai, să participați la această dezbatere, să spuneți, dacă aveți un punct de vedere, mai ales că știu eu că avem cel puțin teolog aici, de față în afară de cei doi de la masă, de lângă mine, și, sau eventual să puneți întrebări, nu știu, să legăm o discuție cât mai relaxată, amicală și folositoare pentru toată lumea. Alexandru Căbuz. Eu sunt Alexandru Căbuz, mă numesc de formație fizician și, ca urmare, am înculat ideea să mergem întotdeauna la rădăcini, la first principles, primele principii. Și mi se pare că discuția asta, juxtapunerea între ortodoxie și ecologism, e profund asimetrică, sau, mă rog, creștinism, să ne vorbim mai general. Pentru că, pe de o parte, avem o tradiție milenară și, pe de altă parte, ecologismul este o chestie de dată extrem de recentă, care, deocamdată, încă nu și-a câștigat un titlu deasupra celui de modă. E o modă, deocamdată. Nu are o suficient de lungă tradiție și suficient de sofisticată, să zic, ideologie și așa mai departe, încât să poată fi pusă nici măcar la nivel de dezbatere pe cel de egalitate cu creștinismul. Și atunci fac totuși un motiv mai profund de a dezbate decât ăsta, și anume faptul că există o dezbatere mult mai profundă și pe picior, oarecum, hai să nu spunem de egalitate, dar credință dacă mai mare, și anume între credință și știință. Pentru că poate că știința are totuși o tradiție și ea milenară. Eu consider prima carte cu adevărat științifică în sensul modern, Elemente Euclid, care au mai mult de 2000 de ani. Deci, și care, în toată această tradiție științifică, trecând prin Darwin, ajunge și la percepția, înțelegerea pe care o avem noi astăzi asupra naturii, cel puțin la nivel mediatic, pentru că prezența științei la nivel mediatic este mult mai mare decât prezența credinței la nivel mediatic. Cel puțin asta e impresia mea. Și cel puțin tinerele generații și în școală și așa mai departe, e considerat mult mai de bon ton să prezinți lucruri din punct de vedere științific și mult mai modern, mult mai actual, mult mai important pentru job, pentru piața muncii și așa mai departe, decât să prezinți elemente de înțelepciune creștină. Și atunci eu aș folosi această carte ca o punte, și asta vă rog, asta e întrebarea mea, că ajung și la întrebare, este de a o folosi ca o punte pentru o chestie care, după părerea mea, este inevitabilă și probabil că va dura secole, până când se va ajunge la un cu adevărat o sinteză, un echilibru sau o fuziune sau nu știu ce va fi, dar va fi ceva. Pentru că ecologismul este acel punct care este, într-adevăr, are necesitate, creația lui Dumnezeu, deci are această componentă creștină, spirituală, dar are și componenta științifică și poate că este un punct de plecare pentru a folosi viața ca și concept unificator. Pentru că viața, eu nu sunt un teolog, nu sunt atât de bun cunoscător, dar mă mai duc și eu la biserică și mai aud câte o pericopă pe aici, pe acolo. Și cred că este una, dacă nu cumva, este un concept mai frecvent întâlnit decât însăși credința, pentru că multe lucruri sunt justificate prin viață dăruind, înviere, de viață dătător. Deci sunt multe, multe locuri în care acest concept pare să fie, pare, este central în teologie și în același timp este de intensă actualitate și în știință. Și atunci, părerea mea, este doar o ipoteză, este că din ce în ce mai mult încep să convergă cele două. Deși pentru că acum 300 de ani nu era viața, erau mișcările stelelor pe cer ca punct focal al științei. Descartes, Kelvin, Newton, se preocupau foarte mult de lună, soare, pământ, cum se mișcă ele, greutăți care cad și așa mai departe.
știința modernă are ca punct central în preocupările sale viața, pentru că este singurul lucru care încă n-a fost nici de departe, cum să spun, epuizat. Și atunci, întrebarea mea este cum ar putea să această carte și poate ca altele ca ea, în următoarele generații, pentru că sunt convins că va dura sute de ani acest proces, să aducă o convergență între teologie și știință și eu vă propun viața ca fiind principiu unificator. Foarte frumos excursul. Dar mi s-a părut foarte puternic ce spui. Alexandru, mai ales cântatul în Evanghelia după Ioan. Viața este un concept central, este un fapt. Gândul în jurul căruia se organizează toată teologia ioaneică, antiteza între viață și moarte și poate cea mai bună fenomenologie a vieții în Hristos pe care eu o cunosc și care de fapt o teologie este cea oferită de Michel Henry, un convertit la creștinism pe tradiția catolică, dar care a condamnat și a comentat foarte intens ceea ce îl numește tehnoștiința, care este o formă degradată, de fapt ideologizată de utilizarea a științei, exact în sensul în care ai prezentat-o, discurs suveran în mass media, de fapt un fel de progresism care elimină misterul, elimină taina, elimină orice formă de fascinație, chiar de natură estetică în fața viului și instalează categorii reci de interpretare și de fapt de manipulare cognitivă a realului. Din acest punct de vedere, de repet, Michel Henry critică tehnoștiința într-o faimoasă carte care ar merita citită și tradusă și după aceea distribuită în românește, dar nu cred că în ordinea asta. În fine, La Barbarii, e o carte din 1987 pe care vă recomand, La Barbarii, pentru că după aceea, în 1996, același gânditor și filozof, inspirat de Evanghelia după Ioan, marcat de această centralitate a noțiunii de viață, să vină să spună că Hristos este întâiul viu și chiar le premier vivant, așa îl prezintă, și care trebuie contemplat din perspectiva acestui primat al vieții asupra morții. Noi nu suntem făcuți pentru moarte. David Bentley Hart asta și spune în linia patristică a lui Grigorie de Nisa, când mor niște copii într-un tsunami și mamele se întreabă dar cu ce au păcătuit, firește că aceeași întrebare o putem pune legată de viața și moartea lui Hristos, cu ce a păcătuit Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ca El să fie răstignit pe cruce, cu nimic, și cu toate astea El trăiește drama morții, pentru care n-a fost făcut, motiv pentru care El are momentul din Ghețimanii de refuz al paharului. Deci noi nu suntem făcuți pentru moarte, noi simțim moartea ca fiind ceva străin nouă și David Bentley Hart merge mai departe, teologul ortodox despre care vă vorbesc, spunând că noi trebuie să ajungem chiar să detestăm moartea, să o urâm ca pe un corp străin în ADN-ul nostru, ca pe o realitate accidentală, ontologic accidentală în creație. Noi suntem făcuți pentru viață, dar asta nu înseamnă că noi suntem făcuți să celebrăm hedonistic viața aceasta, noi nu suntem făcuți neapărat să ne închidem în fața gândului la moarte, asta ar fi chiar împotriva duhului filocalic. Nu asta înseamnă ceea ce spune Grigore de Nisa sau ceea ce spune David Bentley Hart. Ceea ce spun ei, acești teologi ortodoxi, este că noi trebuie să vedem viața ca fiind lucru pentru care toată creația, întreaga creație a fost plăsmuită. Aici sigur că ne-ar trebui un filolog, mă ierți, Paul, și mai documentat, pentru că pe lângă germană, franceză și engleză ne trebuie un om care să ne tâlcuiască diferențele fine între verbul ktizo în limba greacă, care înseamnă a zidi, plaso, care înseamnă a plăsmui, merită, eu aș face atâta cu asta, închei, o trimitere spre Cartea Genezei și o invitație ca toți să ne mai întoarcem la cele referate biblice despre creația lui Dumnezeu și să descoperim acolo cât de diferite sunt verbele, și mă bucur că te-ai dus spre traducerea lui Anania, cât de diferite sunt verbele folosite pentru diferite făpturi. Într-un fel este exprimată creația soarelui, sau să spunem a văzduhului și a pământului, într-un alt fel este exprimată creația omului cu alte verbe. Da? Și nuanțele astea nu întotdeauna sunt transmise de cuvântul ales de traducătorul român. Dar toate aceste converg, deci nu numai Evanghelia după Ioan, ci toate aceste enunțuri biblice despre începuturile creației
converg spre ceea ce spuneai tu, categoria unificatoare este viața, vietatea, tot ce este legat de, de verbul a fi. A viețui și a fi. Paul? Cred că în contextul ăsta avem două poziții paradoxale față de viață, care de fapt converg într-o viziune creștină unificatoare. Țin minte că îmi spunea cândva un profesor de dogmatică de la Facultatea de Teologie că, de fapt, atitudinea bocitoarelor de la noi, care fac tot acel tam-tam în fața morții, este, de fapt, absolut firească. Pentru că moartea e o tragedie, este tragedia cosmică și, cum spunea Mihai, într-adevăr, nici omul, nici creația nu au fost făcute spre moarte. Deci, într-un fel, ceea ce fac ele acolo și ceea ce, sigur, e condamnat de biserică din perspectiva cealaltă, că viața, de fapt, nu se sfârșește aici. Dar, pe de o parte, este un lucru foarte firesc. Este atitudinea în fața unei rupturi, a unei tragedii. Și, în fond și la urma urmei, cred că acest conflict artificial dintre religie și știință, pentru că este clar artificial, este întreținut tocmai prin această întrebuințare utilitaristă a științei și în scop de propagandă, nu și-ar avea locul în momentul în care, în care știința și-ar vedea limitele. Știința poate să explice în foarte mare măsură cum, dar nu prea poate să explice de ce. Și răspunsul la întrebarea fundamentală de ce ne naștem și de ce murim și eventual cum putem să trecem de asta, pentru că de vreme ce avem conștiința nemuririi, omul are conștiința nemuririi, este singurul, singura, în afară de înger, evident, este singura parte din natura văzută care are conștiința nemuririi, înseamnă că există și potențialul acesta al nemuririi. La aceste lucruri știința nu poate răspunde. Dar există un ecologism, acum mă gândeam la, vă pun o întrebare acum, dacă se poate, pot să pun eu o întrebare dinspre comentator spre public. Există o dilemă. Un mare teolog mi-a spus cândva, apropo de, de ai vorbit despre văcuță, nu? Da. Da. Sigur că mă gândeam la, la dialogul între Sorin Dumitrescu și Părintele Stăniloae, care în 7 dimineți cu Părintele Stăniloae spune la un moment dat că țăranul român, apropo de liturgia cosmică, notează și numele văcuței pe pomelnicul acela și ea trebuie pomenită, întrucât ea e o prezență centrală în viața lui, da, să spunem, din ogradă. Și după aceea m-am amintit de un cuvânt semi-ironic al unui mare teolog român, dar n-am să dau numele, care mi-a spus tot timpul, știi, vaca e o doamnă. Cred că are dreptate. Dar întrebarea mea pentru noastră este un act de, să spunem, superstiție păgână să treci numele joiței sau Joianei la pomelnic, sau este totuși o formă de pietate justificată? Păi, acum, noi nu avem voie să pun pe pomelnic să fie pomeniți acolo nici pe cei care nu sunt de aceeași credință cu noi. Cum să pui animalul? Păi animalul e de aceeași credință cu noi. Animalul, animalul dacă sunt nici aici e o altă discuție mai profundă. Voi teologii trebuie să o tranșați dacă animalul are suflet sau nu are suflet. Dacă este să judecăm așa riguros, dogmatic, sigur că este un păcat, dar pe de altă parte sau o inadecvare mai degrabă, dar denotă o anumită conștiință. Deci nu știu dacă vă amintiți filmul Arizona Dream, în care e o replică acolo foarte deșteaptă. Spuneam, animalele nu întreabă, pentru că animalele știu. Și într-un fel așa este. Da, apropo de un animal, în afara cazurilor extreme, un animal nu-și iese din rostul lui ca să păstreze așa. Așa este, da. Tema. Noi îl facem să iasă din rostul lui prin această atitudine exagerată pe care o avem, că aici vin la altă racila contemporaneității cu, în fine, oamenii care suferă și pe de altă parte cu coanele care își duc câinii la cosmetică și așa mai departe. Dar ăla nu este, nu câinele de vină, noi scoatem animalul. La fel cum noi am făcut toată creația să cadă la bază, asta e de fapt o continuare. Noi scoatem animalul din rostul lui. Da, voiam să mai adaug ceva legat de ce întreba Alexandru. Acum câțiva ani, cred că sunt 7 sau 8 totuși, Vasarab Nicolescu, care, mă rog, e un nume, vorbeai de fizică și e un nume pe zona asta, a inițiat și a și reușit să pună cumva într-un făgaș funcțional, a inițiat, spuneam, o comisie mixtă de teologi și oameni de știință, care tocmai să dezbată ce
desparte știința de credință și ce apropie și care există, care e punctul comun, să spun așa, de convergență. Ei, rezultatul acestor dezbateri îndelungi și venite din mai multe perspective, cu mai multe abordări, din perspectiva mai multor științe, a fost de-a lungul mai multor ani, începând de acum 7-8 ani. Cred că da. Să spunem începutul anilor 2000. Deci rezultatele au fost publicate într-o serie de cărți apărute la Curtea Veche. Uite că fac reclamă la curenții. Apărute la Curtea Veche și care sunt foarte interesant de parcurs pentru oamenii care vor să se lămurească cu privire la problema asta. Ei, n-au căzut de acord, să nu vă închipuiți asta, dar au făcut pași importanți într-un dialog, într-o înțelegere între știință și credință. Bine, teoria cu care vine Basarab Nicolescu însuși este cea a terțului inclus, probabil că unii o cunoașteți deja, și care spune în esență că în toate există Dumnezeu și că până și omul de știință cel mai sceptic trebuie să țină cont de faptul că anumite lucruri nu pot fi explicate altfel decât cu prezența acestui terț. Da, dar el nu vrea de-al dracu să țină cont. Aici e problema. Da. Cam asta e pe scurt ce am vrut să spun. Da, și dacă tu spuneai de Basarab Nicolescu, pe partea cealaltă, dinspre partea teologică, recomand citirea lucrărilor unui teolog cu care putem fi de acord sau nu, dar care oferă niște puncte de vedere foarte bine documentate și explicate dintr-o perspectivă ortodoxă asupra acestui dialog. Este vorba despre Teodor Costache. În momentul de față este paroh în Australia, undeva, prin Sydney. Doru Costache, da. A fost asistent la Catedra de Dogmatică de la Teologie din București, a plecat cu acuzații de evoluționism după el, ca așa. A evoluat spre Australia. Alte întrebări, comentarii? Ionuț. O mențiune și apoi o provocare pentru Ionuț și Teodor. Acum, sigur că atât ceva ca pomelnic e o diluare de genul creștinismului cosmic la Iliade, dar a nu vorba pentru eretici extrem mai lată. Adică eu cred că ăia au cel mai multe nevoie de și îmi pare rău că nu există, cum există pentru catehumeni, o bucățică specială acolo la slujbă, să ne rugăm să lumineze Dumnezeu până ei sunt în mare nevoie de rugăciune. Acum, referitor la carte și atât de sfântul care foarte frumos s-a construit, am o întrebare, provocare, de fapt, pentru că, sigur, creația, la modul în care a fost prezentată, are coerență cu frumusețea ei văzută doar în ochii credinței. Dar dacă încercăm să vedem creația în afara ochilor credinței și ținem seama de faptul că rămâne până la Isaton o Valea Plângerii și rămâne un loc al ispășirii și un loc care, până la urmă, provoacă sudoare și traiul pe lumea asta, nu, e muncă, e greu, rămâne, repet, rămâne o Valea Plângerii. Vrem, nu vrem să acceptăm asta. Sigur, din perspectiva credinței, lucrurile privite sub specie eternitatis pot părea coerente și trecem peste necazurile care ne poate provoca natura. Acum, ca discursul nostru creștin, de dreapta, să fie coerent la nivel public, întrebarea este cum traducem noi toate categoriile astea teologice și viziunea asta teologică în categorii etice. Și într-un discurs digerabil pentru un public secular, pentru că, până la urmă, noi dorim să fim relevanți la nivelul ăsta, în primul rând. Că în comunitatea noastră de idei și de credință suntem împăcați, istoria se poate termina acum și totul e bine. Drama este că trebuie să fim relevanți și dincolo de limitele bisericii și ale comunității noastre mai largi. Și de asta întrebarea și provocarea pe care vă lansez este cum am putea traduce frumusețea asta despre care vorbim lumii care nu o vede. O să încerc, Ionuț, doar să vă fac o zile despre șocul pe care l-am avut acum 3 ani când am fost pentru prima oară în viața mea pe cheile Nerei într-o mică experiență de rafting, cum se spune, nu știu cum s-ar traduce asta
apele repezi ale merei, îți permit să mergi cu prietenii pe o embarcațiune pneumatică și să, mă rog, ai senzații tari, dar în orice caz să descoperi și lucruri minunate, cum ar fi drumurile romane de acum 2000 de ani, care îți demonstrează prezența civilizației. Undeva vorbesc despre județul Caraș-Severin pentru cei care au nevoie de detalii. Este o zonă superbă, de unde cred că și această fotografie a fost, din apropierea a fost colectată, da? Deci avem o țară minunată, da? Ok. Ce este șocant în această țară minunată este că fiecare localitate sătească care are ieșire la râu, absolut fiecare contribuie net, nu știu cu cât pe cap de locuitor, de sătean, cu o doză uriașă de deșeuri care te șochează și te intoxică. Am văzut tot, de la ștram și ciorapi și alte forme de port românesc, până la frigidere sau cauciucuri de tractor, vărsate cu generozitate în albia unui râu încă imaculat. Slavă Domnului, combinatele ceaușiste nu mai poluau nici Cerna, nici Nera. Și slavă Domnului, am auzit că și pe Mureș a apărut Cega, datorită faptului că Azo Mureș nu mai aruncă mizerii chimicale în Mureș. Dar pentru ochiul românului sau al cehului sau al slovacului, fiindcă erau echipe întregi, vreau să vă spun, erau turiști români, dar erau și turiști din Cehia, din Slovacia, din Polonia, care vreau să se bucure de acele peisaje. Era absolut ciocant să vezi cum își grădinăresc sătenii noștri spatele curții. Că despre asta este vorba, despre spatele curții. Și acum vin cu o propunere, fiindcă știu că te întâlnești cu 200 de ascoriști. Nu vreau să dau deloc lecții. Puțina mea activitate de voluntar se rezumă la, mă rog, urnirea unor biserici în adolescență prin zona Hunedoare și a țării moților. Dar ce-ar fi, mă întreb, dacă pe lângă discursurile ecologiste ale lui Bartolomeu am avea acțiuni concrete de ecologizarea unui râu făcute de către ascoriști? Oare n-ar fi un mesaj mult mai puternic și mediatic că ne pasă decât 100 de predici despre frumusețea creației lui Dumnezeu? Adică cum transmiți, asta ai întrebat, cum transmiți tu grija creștinului față de creație, creștin chemat să fie precum un grădinar în grădina lui Dumnezeu? Păi, prin acțiune inclusiv concretă. Știu că sună foarte voluntarist, știu că sună semi-secularizant gestul ăsta, dar eu cred că și despre asta este vorba, despre a planta niște stejari sau alte forme de copaci, despre a curăța niște albi de râu, despre a face până la urmă, da, a face curat. Și cred că lucrul ăsta trebuie asumat și de către biserică. Am fost de pildă șocat când am văzut niște elvețieni, în sens pozitiv de data asta, cu rucsacul plin de deșeuri pe care ei le produseseră timp de 7 zile la Tulcea. Ei plecau spre Zürich cu rucsacul plin de deșeuri pentru că au simțit nevoia să nu polueze delta. Socot că gestul ăsta este demn și trebuie aplaudat, chiar dacă el e asumat de către eventual un ecologist secular. Da. Acum, eu aș spune așa, că până să ajungem noi să iluminăm pe cei din afara comunității noastre despre adevărul pe care îl susține această carte și pe care, în general, îl susține un discurs ecologist din perspectiva ortodoxă, ar trebui să ne uităm un pic și să acolo să acționăm, să apăsăm niște butoane, cum reacționează cei care ar trebui să fie modele de comportament și ecologic în biserica noastră. Pentru că, iar revin la povestea cu Roșia Montană, aduc aminte că s-a pus problema la un moment dat a desființării cimitirilor de acolo și a mutării unor biserici. Și, dom'le, evanghelistul n-a vrut să o mute, catolicul n-a vrut să o mute, ortodoxul a zis că o mută. Și că lasă, nu are niciun fel de problemă, ce dacă vin ăia, distrug muntele, distrug țara, ceanurează tot, ne iau și morții din morminte, nu e niciun fel de problemă. Ori, asta e, cum te raportezi tu, degeaba știi, dacă tu nu te raportezi corect prin ceea ce știi. O dată. Și a doua, apropo de spatele curții, nu se întâmplă astfel de dezastre.
ecologice, că sunt efectiv dezastre. Toate râurile sunt pline de gunoaie. Toate râurile sunt pline și toate sunt aprovizionate cu gunoaie de către săteni. Eu n-am văzut și am fost în țara asta, am cutreierat-o foarte mult și încă o fac în fiecare lună, plec 5-6 zile și merg prin tot felul de locuri pe unde nu prea calcă picior de reporter. Toată țara este plină de gunoaie. Ei, dar asta este o problemă gravă, de comportament. Nici nu mai trebuie să spună cineva cu cartea în mână, băi, uite de ce ar trebui să ai grijă. De bun simț, pur și simplu. Ei, dar am descoperit astăzi pe internet o știre care m-a lăsat absolut șocat. Un consiliu județean finanțat din banii europeni s-a apucat să construiască o groapă de gunoi pe un vârf de munte. Dacă poți să-ți imaginezi așa ceva, cine a putut să gândească? Ce județ, mai știu. În Suceava. Au defișat frumos un platou, un vârf, l-au tăiat, l-au defișat, l-au săpat și fac groapă de gunoi acolo. Întâmplător sau nu, la vulturi. De acolo se vedea cel mai frumos tot peisajul. Și este și o șosea de trecere exact pe lângă groapa de gunoi. Bă, frate, asta e chestie de nesimțire și de prostie crasă. Nu. Cine să te înveți? Cum li s-a dat aprobare? Cum s-au gândit? Cum li s-a dat aprobare? Cum li s-au dat banii? Pentru așa ceva nu poți să... Îți dai seama că ei nu se vor opri oricâte proteste ar fi acolo, pentru că deja au băgat bani. Au excavat, au făcut acolo treabă. Și va fi o frumoasă groapă de gunoi pe vârful muntelui. Asta și noi, poate vezi, ascundeam ceva. Am zis că au defrișat înainte să facă groapa de gunoi. Păi au defrișat înainte de a face groapa de gunoi, dar stați liniștit că nu fac grup de gunoi peste tot pe unde au defrișat. Am fost cu colegii mei acum 2 săptămâni în Apuseni și acolo se întâmplă următorul fenomen. Mergi, pădure, frumos, extraordinar. După ce ai ajuns pe creastă, te uiți pe partea cealaltă, este ras tot, că de acolo nu se vede. Deci pe partea asta altă, spre drum, este pădurea intactă, pe partea cealaltă, care este spre interiorul muntelui, este ras tot, la piele. Aici nu-ți mai trebuie nici știință teologică, nu-ți mai trebuie nimic. Puțin bun simț și un instinct de conservare ceva mai bun, pentru că dacă faci chestia asta, îți dai seama că până la urmă, și resursele și tot o să se termine și o să mori. Bun, nu o să mori tu în viața asta, trecătoarea ta, oricum o să mori de altceva, dar o să mori ai tăi. Trebuie bunul simț la elvețian, vezi, pe care elvețianul are și în deplasare, nu-l avem nici acasă. Da, stați un pic, că și cu Elveția e o problemă și cu alte țări din astea care au niște păduri așa trase cu ața. Și la ei a fost ce e acum la noi. Au tăiat și până la piatră, și după aceea au pus, din nou, dacă ai experiența asta nefastă, nu mai trebuie să o repeți, că îți dai seama că e greșit. Și acum în pădurile elvețiene e foarte frumos, mergi ca printre rândurile de porumb, dar nu există nicio pasă, niciun animal. Pentru că ei nu au dispărut în momentul în care au ras tot. E cu ecologia așa, că asta este produsul absolut al civilizației moderne. Ei au inventat și stricăciunea, ei încearcă să inventeze acum și leacul, ca niște copii tâmpiți care au făcut o boroboasă și spun, bă, ce am făcut? Hai să vedem ce se poate face. Cu mijloase lor, pe ei mintea. Așa că lăsați-i în pace pe ecologiști ăștia laici, necreștini, neortodoxi, să-și facă treaba lor. Adică să-și repare, mă rog, lucrurile pe care le-au stricat atâta cât se poate. Pentru că se constată chestia asta, că ăștia care au stricat au devenit mai responsabili decât ăștia care au asistat la stricăciune. Popoarele răsăritene, care au fost departe de modelul de civilizație occidental, care se tot vaide că acest model a venit peste ele și a stricat în jurile firii, dar puși în fața situației concrete, nu sunt în stare să facă nimic. Mult mai mult și mai responsabil să acționează în Occident, în medii neocreștine sau chiar laice, nu? Atee, decât în mijlocul ortodoxiei, unde... Gaterele mănăstirești, tragi și ele trage cu pin. Da, așa este, așa este. Acolo. Și atunci avem problema asta, că una e problema teoretică pe care o rezolvă foarte bine în carte oamenii ăștia, și alta e problema practică. Bun, în primul rând că teoretic cred că eu sunt convins ca și creștin și știu cum să mă port față de lumea lui Dumnezeu, dar cât sunt creștin?
Iar lumea asta o strică, nu minoritatea creștină, ci majoritatea necreștină. Iar stricăciunea există, deci e cam problema în care să avem, că avem o țară ce facem cu ea. Îi țin discursuri? Sigur că poți să-i țin și discursul, dar nu rezolv nimic. Deci problema e că trebuie să devină o formă de responsabilizare, că e pe linia creștină, că pe în alt fel, dar trebuie rezolvată problema. Da. Din punct de vedere creștin, e o banalitate absolută chestia care se discută în cartea asta. E o chestie care s-a știut întotdeauna în tradiția creștină, nu? Că a fost evocat stăniloa. Era foarte frumoasă chestia asta, că lumea e o biosferă pe care, mă rog, nu? Devine antroposferă și suntem datori să o facem neumatosferă sau Hristos. Frumos! Așa este. Asta e prost. Știau astea și creștinii ăștia mai rătășiți, de genul creștinismului cosmic, al lui Eliade. Deci tot timpul, deci în partea asta răsăritană, lumea a fost clară chestia asta a relației omului cu firea. Lumea e făcută de Dumnezeu, firea are rânduierile ei care trebuie respectate. Deci în clipa în care firea a fost dată la o parte de natură și a venit paradigma civilizației moderne, a apărut problema. Ortodoxul, mă rog, până însuși educația lui, până tutura lui sufletească, se raportează bine la lucruri. Numai că nu mai avem de-a face cu ortodoxul tradițional pe care le evocă Stăniloae, ortodoxul cu vac. Acum avem ortodoxul fără vac. Ortodoxul cu mașină, ortodoxul cu, mă rog. Ortodoxul cu om. Iată. De-aia este un om politic genial. Identifică. E adevărat că nu știu bău dacă reacționează bine de la această chestie. Am spus-o cu următorul lucru. Mă gândeam acum să forțez o analogie între creație, templul al lui Dumnezeu și faptul că Iisus când a intrat în templu a luat și biciul. Și poate că trebuie și măsuri mai aspre, dar avem mai multe mâini acolo ridicate, să nu pedepsim pe cei care întreb. Legat de bici, ai spus foarte bine. Mai devreme ai spus că ai fost o grămadă de râuri. Problema aici nu cred că e de ortodoxism sau cățeranul, sau, eu cred că se referă strict la autorități care ar trebui să se impună. Nu, acel bun simț, noi nu l-avem dezvoltat ca societate. Nu avem ideea de a conserva natura. Înainte, de exemplu, oamenii de la țară nu aveau acces la o grămadă de lucruri. Se făcea un fel de reciclare în casă. Duceai la în spatele grădinii, la un anumit interval de timp le ardeai. Acum este mai simplu să le arunce pentru că nu știu ce să facă cu ele. Nu am această educație. Și aici intervin autoritățile locale. Deci nu este o chestie de ortodoxism neapărat, ci de pură educație civică. Și trebuie impusă, cu biciu. Biciu fiind amenzi, o supraveghere foarte strictă. Dacă mergi în afară, de asemenea vei vedea cadrul pentru lucrurile astea. Mergi în zone turistice din țară, nu ai coșuri de gunoi. Noi, dacă vrem să respectăm natura, ar trebui ca cei care conduc și supraveghează să ofere cadrul pentru a o respecta și de asemenea să vegheze la respectarea ei. Problema este foarte bine pe autorii când în două dimensiuni care au urmat cu patriarhul ecumenic și cu ecologia care nu este decât asta creștină sau bioetica creștină sau nu știu ce, care nu este decât un fel de știu, excrescențe ale ecumenismului ideologizat. Adică vrem să arătăm că și noi putem să împrumutăm limbajul respectiv, da. Vorbim aceeași teme, avem aceeași probleme, le știm de mult. Nu? Dar, într-adevăr, cealaltă dimensiune polemică, deci asta este, știu, extremismul ortodox deschis spre ispitele și limbajul civilizației moderne. Dar mai este și altceva. Ei atrag atenția asupra discursului ciufut al unei ortodoxii din astea care dă totul, dă vina în permanență spre Occident. Da. Voi ne-ați făcut-o, voi ne-ați adus-o, voi sunteți de vină. Omițând faptul, și ăștia dau și chiar exemple concrete, că ortodoxia în fața fenomenului care s-a creat reacționează mult mai prost decât neortodoxi. Adică nu sunt stare să-și chivernisească, știu eu, lumea în care trăiesc pe măsura Occidentului care a făcut rău, dar să și foarte îngrijește să-l remedieze și e mult mai responsabil. Domnul Codrescu, aș adăuga ceva, pentru că suntem în contextul bucureștean, doar pentru un titlu de informare, pentru a vă spune ce... Stau puțin mai aproape de voi, într-un fel, ca să vă spun ce proiect a existat trimis către Patriarhie pentru Catedrala Mântuirii Neamului, în inima Bucureștiului, ce am ratat să facem și ce vom face.
Petre Guran, un eminent bizantinolog, un om al trăirii creștine autentice, a reflectat foarte mult la ce ar putea să însemne o biserică în inima unui oraș, oricum, cu foarte puțină verdeață. Și s-a uitat la modelul bisericilor bucovinene, Petru Rare și Ștefan cel Mare, și a văzut că există o constantă. Toate aceste, să spunem, chivote au fost ridicate într-un context, și observația aparține și lui Anca Vasiliu, și cred că lui Sorin Dumitrescu, unor tuturor, într-un context ecologic. Mai precis, toate bisericile, și astăzi cineva făcea un comentariu apropo și de Putna, toate bisericile inițial erau înălțate, erau ridicate pe o movilă, să spunem, în jurul căreia se afla foarte multă pădure, de altfel creația lui Dumnezeu. Ce sunt freșcele din exteriorul bisericilor? Sunt prelungirea altarului. De ce? Pentru că ceea ce este altarul pentru biserică este biserica pentru creație. Repet, ceea ce este altarul pentru noi credincioșii din biserică este întreaga biserică văzută din afară. Adică este un nou altar. Altar pus în inima creației lui Dumnezeu. Și aproape putem să ne gândim la reconstrucția, aș spune, kinestetică a experienței. Tu te apropii de biserică, bat clopotele, păsările cântă, da? Și creația toată te cheamă să pătrunzi în biserică, unde vei, până la urmă, trăi experiența unei liturghii cosmice în care morții și vii la oaltă sunt chemați în fața, să spunem, altarului lui Dumnezeu. Ce spune Petre Guran? Din această experiență noi am fi putut învăța ceva extraordinar de util pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Și el a propus o catacombă. El a propus o Catedrală a Mântuirii Neamului în antiteză cu Palatul Parlamentului. Să nu se vadă, să existe, dar să nu se vadă. Să fie băgat într-un adânc în care, în primul rând, primul strat, să spunem, așezat acolo de noi să fie osemintele martirilor. Deasupra bisericii, care trebuia să aibă mai degrabă forma, dacă nu greșesc acum, a unui octogon, cu teologia justiniană a lui Justinian împăratul, a zilei cele de a opta, da? În care Alfa și Omega se reunesc, și el spune așa, acea biserică trebuia acoperită aici, în București, de verdeață. Și tu să fii intrat cumva în catacombă, să ceri iertare celor care la Iud, la Sighet și în atâtea alte locuri au murit pentru credința noastră, să faci un descensus ad infernos, nu știu cum să traduc chestia asta, în raport cu ascensiunea demonică și idolatră a reprezentanților puterii, în primul rând a cezarului apostat numit Nicolae Ceaușescu, care s-a urcat, s-a cocoțat, nu? Din scorniceștiul lui s-a cocoțat până în Palatul Parlamentului, Palatul, scuze, cum se numea atunci, Poporului, sau ce era? Casa Poporului. Și deci în raport cu cezarul, în raport cu cezarul căzut, care era Ceaușescu, tu să creezi o antiteză și să fi avut și pe verticală, dacă vrei, un contrast, dar să fi avut și din perspectiva asta, cum să spun eu, a experienței estetice, un șoc. Când mergeai la Catedrala Mântuirii Neamului, să simți că te duci într-un loc special care recuperează și grădina paradisiacă și memoria sfinților din închisori și, recuperează toată tradiția pe care Ștefan cel Mare și, că e tot e 2 iulie, și Petru Rare și alții au întemeiat-o aici pe pământul nostru, mai mult sau mai puțin valah, eu sunt din Transilvania. Era o idee frumoasă. Absolut, da. Era o idee frumoasă. Așa că aplauze pentru Petre Guran, în absență. O sinteză între răspunsurile la mai multe lucruri care s-au discutat aici. În primul rând, introducerea. Sigur că da, e extrema cealaltă să nu ne rugăm pentru eretici și mai mult decât atât, nu ne rugăm, să spunem, într-un cadru oficial, dar personal trebuie să ne rugăm, și aici mă gândesc la James Hetfield. La James Hetfield, nu știu. Mă gândesc la nu are barbă, avea barbă ca James Hetfield, dar altfel nicio legătură așa directă, vizibilă, și anume cuviosul Paisia Ghioritul, care spune că el când e în biserică și aude acolo pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, zice cugetul lui și pentru cei ce nu credință, crezi că drânsele. Revenind la discuția de aplicarea etică a acestor principii, mă gândeam la un moment dat, tot așa, încercând să fiu practic, ceea ce nu-mi stă în fire deloc, eu mă împiedic până la ușă de 3 ori, că de fapt o societate care ar trăi pe baza principiilor creștine
ar fi foarte pe placul și al unui ateu onest. Și chiar discutam cu cel mai bun prieten al meu care este ateu, dar care este un om onest. Bă, dacă ar fi societatea creștină, și pentru ăștia ca voi ar fi bine. Nu v-ar conveni vouă că nu-ți tolerați homosexualii și aveți voi păsărele voastre, dar în rest, în fond și la urma urmei, creștinismul predică cinstea, absența corupției și așa mai departe. Lucrul se poate aplica și în sfera ecologică, pentru că eu cred că este corect că autoritățile trebuie să creeze un cadru și anumite reglementări, dar eu cred că mișcarea trebuie să vină din ambele direcții și dacă autoritățile îl pot crea, sigur, la nivel instituțional, noi o să știm totdeauna să-l fentăm dacă nu vine și de jos. Și de jos însemnând de unde? Păi de la membrii fiecărui parohii. Și de aceea cred că aceste principii se pot aplica. Deci chiar părintele Stăinoaie se plângea, dar pe de altă parte spunea că înțelege că în interberic foarte mulți preoți, în loc să vorbească despre Hristos și așa mai departe, vorbeau despre vacă, despre cum să-și țină omul vacă, cum să-și pună fânul și așa mai departe. Acum am ajuns în extrema cealaltă. Vorbim mai mult de Catedrala Mântuirii Neamului și mai puțin de orice altceva la predici. Am putea să îmbinăm aceste laturi, latura de învățătură teologică cu latura de învățătură practică. Și există un caz pe Facebook, dar îmi pare rău că nu știu exact în momentul ăsta unde, cu un preot care în satul lui, la sfârșitul liturghiei, și-a învățat creștinii să-și curețe curtea din spate, cum se spunea mai devreme. Și s-a ajuns la treaba asta, s-a ajuns printr-o conștientizare și printr-o îmbinare cu învățătura creștină. Deci cred că trebuie să vină mișcarea și de sus, de la autorități, dar și de jos, pentru că noi românii avem un mare talent în a fenta autoritățile. Și dacă nu vine și din partea asta, oricâte reglementări s-ar da, tot vor fi eludate într-un fel sau altul. Deci dacă nu vine de jos, atunci rămâne practic doar leninism. Da. Instituționalizat, exact. Reeducarea în interes public. Exact. Exact. Și riscă să devină abuziv. Da, așa este, dar, uite, eu am niște nostalgii legate de copilăria mea comunistă. Eu sunt la o vârstă la care am prins și asta. Și uite ce nostalgie. Noi eram obligați să strângem maculatură, sticle, fiare vechi, castane, tot felul de chestii din astea. Eram obligați. Frunze de duc. Nu ne se explica de ce, cum. Băi, tu trebuie să aduci atâtea kilograme și nu știu ce. Bun, asta e o prostie în sine. Copilul face multe lucruri dacă știi să-i explici cum. Unii dascăli erau mai dibaci și știau să ne ia părtaș la un soi de aventură ca să facem lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că, până la urmă, dacă faci o dată, de două ori forțat, cum s-a întâmplat în alte țări civilizate, că nu inventăm o roată acum, da? I-au forțat să facă și, până la urmă, fac în mod natural. Se creează un obicei. Eu acum sufăr pentru că nu există un centru de colectare, am maculatură, am fier vechi, am sticle și le arunc. Le-am pus în alea speciale care sunt pe stradă, da? Și am văzut, până în momentul în care am văzut că vine mașina, le scoate de acolo și le pune în același loc. În aceeași remorcă tot. Pentru că, da, eu sunt tâmpit, sunt la spitalul de nebuni, eu umplu butoi, eu și vă goliți, iar umplu. Ce faceți? Caută niște samsară de ăștia țigani. Că ăștia știu ce zvânt fierul vechi, toate deșeurile și iau și bani. Da, fiecare casă produce, nu? Gunoi de tipul ăsta, adică ce să faci? Gunoi menajer, da. Ai sticla, o arunci pe ghenă, ce faci cu ea? Dar de unde ai fier vechi? Mă rog, da, fier vechi pentru fiară. Care și-au băgat copiii containerele și scoteau sticlele de acolo, cum le scoteau și copiii. Dar eu am văzut la aceste containere în care se adună, am văzut un om venind cu un cărucior și cu doi au răsunat și au scos dinăuntru și își puneau un cărucior. Da. Sticlele de plastic, toate astea, e ceva așa. Sistem de reciclare naturală. Andrei Covaci. Cum se raportează ideologia, să spunem, creștină, ecologică de dreapta, la dorința unui antreprenor de a produce mai mult, implicit de a avea o materie primă cât mai ieftină și cât mai multă și dorința omului de a consuma cât se poate peste măsură. Dar nu e ideologie, Andrei, e etosul conservator. Oamenii aici răspund la această întrebare, fiindcă e cu două tăișuri povestea asta. Antreprenorul, am fi foarte nedrept dacă am crede că el se raportează la pântecele propriu. Hai să fim serioși. Oamenii care fac business-ul mare în orice domeniu nu se gândesc doar la pântecele proprii, se gândesc la cum să dea drumul la o afacere care să le aducă
într-adevăr profit, dar care implicit oferă locuri de muncă. Și vreau să spun o anecdotă pe care mi-a povestit-o Tristram Engelhardt Jr., care este un teolog ortodox, mare bioetician, să spunem, tot din Texas. Un car de televiziune vizitează Houston, care e o zonă destul de poluată cu câmpurile acestea petrolifere, și întreabă o doamnă indignată de la ABC News, se duce la un tip mai bătrân de vreo 70 și ceva de ani și indignată, pentru că într-adevăr mirosea cam ca la Ploiești acolo, da? Mirosea deci a petrol. Spune: "Sir, what do you smell in the air?" Ce mirosiți noastră în aer? La care tipul trage aer în piept și spune: "I smell jobs." Zice: miros locurile de muncă. Deci există o reală tensiune, între nevoia omului de rând de a avea o slujbă, inclusiv la capitalistul care va utiliza resurse, poate din plin, și pe de altă parte grija noastră față de creație. Eu o să spun rapid ce cred personal despre acest lucru. Cred că există un mit stângist al naturii epuizabile. Discursul maltusian, la sfârșitul secolului XVIII, legat de o apocalipsă nutrițională, ca să zic așa. Va veni un moment în care nu va mai fi de mâncare, nu a fost validat. El a fost preluat, foarte interesant, domnul Codrescu v-a amintit poate cel mai bine dintre toți, el a fost preluat în anii 70 de școala de la Roma, ca să zic așa, unde și Mugurisărescu și alții au avut un cuvânt de spus, și ei se ocupau, acești neomaltusieni de data asta, la sfârșitul secolului 20, de prezicerea acestui moment al epuizării resurselor. Și cu cât profețeau mai mult și mai apocaliptic sfârșitul iminent al lumii noastre civilizate, cu atât, evident, o dădeau în bară. Iar cel mai bun, să spunem, critic al acestui neomaltusianism în limba română este Dragoș Paul Aligică. Vă recomand textele lui pe această temă și textele care scot la iveală faimosul Climate Gate, despre care noi n-am apucat să vorbim, faptul că există la un moment dat o industrie a fricii, pentru că manipularea are nevoie de frică, frica că într-o zi nu vom mai avea nimic și vom fi terminați. Această frică a fost indusă uneori și cu cifre false, cu raportări false legate de încălzirea globală, pe care cu toții ați simțit-o, sunt sigur, în luna mai și iunie. Eu personal am simțit teribil căldura globală în luna mai, în timpul alegerilor europarlamentare. Aveam tot timpul 3-4 haine pe mine și nu înțelegeam de ce nu se confirmă cifrele. Revin puțin și spun așa. Natura e dinamică. Nu e statică. Deci ideea asta că natura este epuizabilă în 100 de ani, în 200 de ani, din punct de vedere strict științific, ea nu, aici se poate are o altă părere, Alexandru, ea nu a fost dovedită. Tot timpul, de 200 de ani, apar noi resurse, noi formule prin care putem să ne încălzim, putem să ne hrănim și așa mai departe. Deci personal cred că trebuie să ne temem de această manipulare a noastră, a oamenilor de rând, de către stânga ecologist ideologizată, care vrea să ne facă să ne oprim din inovație, din creativitate, din cercetarea, inclusiv științifică, a creației, mai ales pentru că părinții bisericii, și o spun cu, cred că, întemeiere patristică de plină, au apărat această noțiune fundamentală care în greacă se numește epinoia. Am scris teza mea de licență, de masterat, de fapt, în Anglia, pe acest concept care se numește imaginație științifică la Grigore de Nisa. Ei bine, la Sfinții Părinți, imaginația științifică, nu desfrânată, nu pornografică, nu de alt tip, imaginația științifică, fără de care tu nu poți conceptualiza într-un laborator absolut nimic, este apărată ca fiind o dimensiune absolut necesară a inteligenței umane și ca fiind, de fapt, un ecou al inteligenței divine. Deci Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea sa, ne-a făcut deștepți, nu proști. Prostia e un fel de accident în ordinea creației. Și un păcat. Și e și un păcat dacă ți-o asumi. Iar, după ce descoperi acest lucru, că inteligența, de pildă, în cazul lui Pavel Florenski, da? De dimensiuni enciclopedice și de dimensiuni renascentiste, da? Întrupată în personalitatea lui Florenski, care era și teolog și mistic, dar și om de știință, cred că specializat în fizică, în orice caz, și matematică. Când vezi că inteligența poate să fie utilă pentru fie demersuri antreprenoriale, fie pentru demersuri pur științifice, cred că trebuie să o apărăm. Deci ideea că inovația trebuie stopată, consumul trebuie stopat,
Orice formă de curiozitate în raport cu natura trebuie stopată. Această idee nu mi se pare că se pupă, scuzați-mi formularea asta de argou, cu tradiția teologică. Pe de altă parte, și cu asta chiar închei, pe de altă parte, ideea că tu ești aruncat în această lume ca să exploatezi, să faci praf, să prăduiești creația, să trăiești viața ca o pradă, să nu mai lași nimic în jurul tău, să spui mereu apremoalul de luj, da? După mine potopul, este la fel de pernicioasă. Această idee trebuie respinsă. Și atunci, ce vom spune noi? Vom spune că trebuie să punem în aplicare principiul politic și teologic al prudenței. Prudența, în raport cu ceea ce ți este dat, creație, natură și așa mai departe, cu posibilitățile de exploatare, inclusiv cu drujba, raportul cu drujba trebuie să fie un raport prudențial. Cu gaterele trebuie să fie un raport prudențial. Cred că va avea ultimul cuvânt. Asta este răspunsul meu, relativ alambicat, la o întrebare foarte simplă. Mulțumesc. Da, cred că este vorba, e vorba exact de acest principiu al echilibrului și al discernământului. Adică, foarte corect spus, niciodată gândirea ortodoxă nu o să pună stafilă inițiativei, libere inițiative. Și apropo de cei care încearcă să pună stabile, ei fac acest lucru în timp ce își fac lor mentele foarte bine, pentru că țin minte că acum câțiva ani la un concert organizat de Ziua Pământului, de Earth Day, unul dintre cei care erau pe scenă chiar i-a ironizat pe organizatori, ăștia tot e organizare așa cu ideologie de stânga, influențată de Al Gore, și a spus: e foarte amuzant că noi cântăm aici la Ziua Pământului și luptăm împotriva consumului și concertul meu din seara asta consumă cât 5 blocuri electricitate. Pe de altă parte, aș vrea să spun și eu o anecdotă apropo tocmai de acest spirit antreprenorial și de lucrul ăsta care ni se inoculează, modul ăsta de a face bine, care de fapt nu e decât o aneantizare a voinței și a spiritului de inițiativă. Este un lucru pe care l-a povestit reprezentantul Institutului Acton când a fost aici. Vorbea despre Haiti. Haiti a fost, în fine, lovită de catastrofele naturale pe care le cunoaștem și în primă fază toată lumea s-a dus acolo să-i ajute. Firesc, un lucru absolut firesc, e compasiune și așa mai departe. ONG-urile care s-au instalat acolo au cam uitat însă să mai plece după aia. Și un reprezentant al Institutului Acton, care a vizitat un producător local de cacao, a zis: băi, ce s-ar putea face? Că noi ne interesează latura asta economică, latura legată de piață. Ce s-ar putea face ca să relansăm cât de cât economia din locurile astea? Și el a spus: păi, îmi vă zic un prim lucru. Încetați să mai aduceți în fiecare zi camioane întregi cu cacao pe gratis. Pentru că eu sunt producător de cacao aici, nu pot să fac concurență gratuității, și așa că nu produc cacao, ăștia rămân șomeri, ăștia sunt în faliment, ăștia rămân șomeri în continuare. Toată regiunea aia erau, oamenii erau angajați la această fabrică producătoare și încurajăm parazitismul, la țara nu se dezvoltă. Totul pornit din cele mai bune intenții. Perfect, dacă îmi permiți, lansez invitația din partea lui Matthew Miller, care este profesorul care a vizitat Haiti și care a lansat un senzațional serial, Cure to Poverty, așa se numește, în 6 episoade. Mi-a spus că avem dreptul și îl cedăm absolut generos noi cei de la Institutul Republican să proiectăm acest film. Este un film despre un profesor american catolic, tata a 6 copii, care, iată, nu s-a oprit din rațiuni ecologice la doar 2, care vizitează Haiti, vizitează Africa și descoperă cum această caritate subvenționată, ba de ONU, ba de Națiunile Unite, ba de Uniunea Europeană, distruge inițiativa celui care în, să spunem, Nairobi sau în Pretoria vrea să își facă prima lui fabrică de textile sau mai știu eu ce. Deci este un foarte provocator film, poate lansăm aici la rost, la vulturi, și îl putem după aceea comenta. La vulturii cu rost. La vulturii cu rost. Și după aceea să-l comentăm, fiindcă este o perspectivă, îmi vine să spun, apostolic, universalist, catolic, ortodoxă, ca să zic așa, despre cum ideologia stângii omoară până la urmă libera inițiativă în Africa, omoară adevărata caritate și până la urmă stopează, pe modelul ăsta lui Bono, de la YouTube, dacă știți, stopează această, cum să o numim, această creștere naturală a unor țări și civilizații care își doresc dezvoltare. Aș face doar o nuanțare. Ai făcut-o și tu, dar aș mai accentua puțin. Da, sigur că nimeni nu stă în calea liberei inițiative și nu știu ce.
Povestea este următoarea. Eu nu cred deloc, așa cum crede Mihai, că antreprenorii sunt puși să facă locuri de muncă. Nu. Ei gândesc o afacere pentru profit și e foarte bine așa. Dacă n-ar fi mânați de acest motor, probabil că ar sta acasă, ar fi angajați, n-ar face nimic. Deci nu-i condamn. Da, nu-i condamn pentru chestiunea asta, deci nu e o abordare critică a poziției lor. Povestea este că ei nu mai știu când să se oprească. Indiferent de câți bani fac, câte locuri de muncă fac și prin asta capătă o putere socială sau nu știu ce. Și merg până într-acolo încât, sigur că resursele Pământului sunt, poate că nu... Regenerabile. Sunt regenerabile, dar depinde și cum. În momentul în care tu ai tăiat o pădure la Pământ, la zero, deci ai rasul cu totul, zeci de mii de hectare faci așa, păi îți trebuie măcar 20-30 de ani să crească ceva pe ea. Bun. În timp, sigur că pădurea aia va crește altă pădure în locul ei. Dar dacă faci asta într-un ritm rapid și acum tehnologia ți-o permite, ai să ajungi ca la un moment dat chiar să nu ai de unde să mai tai. Asta e problema. În România există deja statistici și s-au făcut publice. În fiecare an, numai 3 companii austriece exploatează de 1 miliard de euro. Lemn. Știți cum? Taie și vând. Buștean. Cherestea. Nu prelucrează aici. Deci ne iau pur și simplu lemnul, ieftin, și unul dintre ei a spus, da, așa și meritați. Că nu sunteți ieftini și proști. Asta este, nu e capitalism, asta este corporatism, cărdășie cu statul corupt și mai ales cu autoritățile locale. În România, mie mi-a fost dat să văd puțin, foarte puțin spre zero capitalism. Adică, în general, omul de afaceri de la noi, asta e pus să căpătuiască, nu să capitalizeze. Capitalizarea înseamnă să faci niște bani pe care să-i bagi în circuit, să faci alți bani și așa mai departe. Și faci locuri de muncă și faci și o plus valoare pentru societate. Ei nu, ei să se căpătuiască. Ei și ai lor, 100 de case, 100 de mașini, din ce în ce mai scumpe, pentru ce, frate, nu știu, dar în orice caz, și să epateze pe asta. Bun, nu sunt toți așa. Nu vreau să generalizez, nu credeți că sunt un revoluționar de stânga, că nu sunt. Am prieteni care fac afaceri și sunt la locul lor și știu măsura, și au și chiar o viziune creștină asupra business-ului. Există, avem un coleg aici la Rost, Cristian Pantelimon, care s-a și ocupat în teza lui de doctorat, despre viziunea ortodoxă asupra capitalismului și despre legătura dintre cele două. Există și pe partea asta, deci, o abordare. O să facem, probabil, la un moment dat, o dezbatere. Vom publica poate și o carte a lui, o sinteză, pentru că e foarte mare și nu cred că mai e timp de așa ceva. Știi? Oamenii stau pe Facebook, pe alte, cât mai scurt. În fine, și închei. Ajungem la aceeași lipsă de măsură, din păcate. Și aici nu mai trebuie, iarăși, să apelăm la argumente de ordin teologic, pur și simplu la bunul simț. Dacă acești oameni de afaceri de azi ar înțelege, poate că prin alte țări înțeleg și cred că înțeleg, dar majoritatea de la noi nu m-au convins că înțeleg, ar înțelege că și trebuie să dea înapoi ceva societății în care au produs. Exact cum făceau înainte vreme și nu de mult, în interbelic și chiar mai înainte, burghezii noștri, ăștia atâta de condamnați bușui, condamnați de comuniști. Dom'le, ăia făceau bani, dar făceau și spitale, făceau și școli, făceau și burse pentru tinerii dotați, subvenționau cultura, să spunem așa, o sponsorizau, făceau fundații de caritate, făceau ceva cu banii aia. Mai înainte de ei, erau boieri, că ei aveau bani, nu? Aveau proprietăți, aveau bani și făceau aceleași lucruri. Întorceau ceva societății. Și nu dintr-o viziune din asta socialistă, nici de cum, nu? Dintr-o viziune chiar creștină. Creștină, dar și de bun simț, domnule, până la urmă. Alexandru. Vreau și eu să răspund, pentru că e în mediul ăsta antreprenorial de câțiva ani și puțin în România, care de capitalism e relativ recent venit, este că cea foarte mult adevăr cu profitul și cu consumul. Acestea sunt cele două cuvinte. Când una se gândește la afaceri, la economie, se gândește la profit și la consum. Ceva sărat aveți? În punctul de vedere greșit, motorul antreprenoriatului este profitul. După părerea mea, asta este o corupție, ca și cum
e exact chestia cu indulgențele, că motivul pentru care mergem la biserică e ca să scăpăm de un an, doi de purgatoriu sau nu știu, adică e în realitate mari antreprenori de succes și mari guru, management, în business, în cei care au reușit, care sunt modele în domeniul ăsta, toți spun că dacă urmărești pur și simplu să faci bani, nu o să ajungi nicăieri în afaceri. Trebuie să vrei să faci viața cuiva mai bună. Pentru că altfel nimeni nu-ți va cumpăra produsul dacă nu este efectiv făcut pentru el. Nu făcut pentru tine să te îmbogățești. Și de multe ori rezultatul este că afacerea merge. Dar toți au spus că trebuie să menții, și tot spun, și toate cărțile și literatura și prezentările și prezentări pe YouTube și tot ce se poate găsi de la, cum să spun, modelele în domeniul ăsta, toți spun că focalizarea trebuie să fie pe a servi, practic, pe cine? Aproape, deci pe a servi omul de a face cuiva viața mai bună și atunci persoana respectivă și banii vin după aia singur, nu trebuie să-i... Cum să spun, dacă te focalizezi pe făcut bani, e o chestie lacomă și așa mai departe. Iar întoarcerea, deci partea în care se întorc lucrurile, este o chestie de răspundere și de virtute, de a-ți asuma o anumită morală și o anumită virtute creștină, de smerenie, de iubire aproape lui, de a ajuta pe cei mai nevoiași și așa mai departe, toate lucrurile care sunt prevăzute, deci de răspundere personală. Pentru că, și asta e o altă chestie pe care nu știu cât de mult se realizează, că aceea cu bogatul care trece prin urechile acului ca să ajungă în împărăția cerurilor. Asta nu spune că nu-i bine să fii bogat, spune că nu-i bine să mori bogat. Cu alte cuvinte, deci poți să acumulezi atât timp cât dai totul înapoi, și înainte să mori poți să spui că într-adevăr că ai lăsat totul, lasă-ți averea și l-ai urmat pe Hristos. Deci această percepție legată de un capitalism definit ca în termen de profit este un capitalism definit deja ca fiind corupt prin excelență și ce, după părerea mea, atunci îl condamnăm din start. Din potrivă, adevăratul antreprenoriat este un antreprenoriat profund, nu știu cum să-i spun, social, să zic, caritabil, din start. Și, de regulă, cei care au ajuns să facă bani au muncit foarte mult timp, pur și simplu pe un vis de a face ceva, de exemplu, nu știu, motorul cu aburi care a lansat Revoluția Industrială în secolul XVIII-XIX, era pentru a, de exemplu, chestia asta cu bumbacul și pentru a face haine, pentru a îmbrăca oamenii. Bun, e adevărat că mulți dintre oamenii ajungeau să moară de foame făcând haine pentru alți oameni, pentru că era un sistem dezechilibrat. Dar obiectivul inițial era acela de a îmbrăca oamenii totuși. Și asta a generat o întreagă revoluție. Sau multe alte lucruri, de a transporta bunuri pe distanțe de mii de kilometri care era imposibil de transportat înainte. Și așa mai departe. Bun, asta a generat creștere economică, dar pe mine întotdeauna viziunea asta cumva apocaliptică a creșterii economice și aproape descalificând aproape din start este extrem de periculoasă. Mi se pare că creștinismul și prefer să nu vorbesc de cuvântul capitalism a fost deja cumva virusat. Asta vreau să spun, că putem deja nu, eu zic antreprenoriat. O nuanță atât de marxistă. Dar eu prefer să zic antreprenoriat și din multe puncte de vedere, părerea mea este că Hristos a fost cel mai mare antreprenor din istoria lumii, pornind dintr-o iesle, de la nimic. Aceasta este definiția antreprenorului, să faci ceva din nimic, să creezi ceva. Este actul pur de creație, a crea ceva din nimic. Deci, în acești termeni, eu așa definesc antreprenorul. Antreprenorul este cel care creează ceva din nimic și modelul antreprenorului, din punctul meu de vedere, este Hristos. Foarte frumos. Dar numai să spun, iartă-mă, Paul, doar să spun că toată expunerea făcută de Alexandru Căbuz este expunerea dintr-o altă serie de filme produse de Lord Acton. Stewardship pe de o parte și antreprenorship pe de altă parte este o apologie creștină a antreprenorului, care nu este nici pe departe ființa rapace care vrea să consume cât mai mult de la ceilalți pentru a se îmbogăți el pe sine și doar pe sine,
ci este exact omul care are un vis, care acceptă o aventură. Acum, două lucruri foarte rapide. Andrew Carnegie este ființa care întrupează perfect biografia ideală a antreprenorului. Omul ăsta a făcut bani în prima jumătate a vieții, este era un dicton. În prima jumătate a vieții vreau să mă îmbogățesc pentru ca în doua jumătate a vieții să cheltui până la ultimul penny tot ceea ce am. Carnegie Hall, toate marile, să spunem, muzee din Statele Unite au primit donații de la această fundație a lui Andrew Carnegie și cred că e un model de urmat și de către antreprenorii ortodoxi. În același timp, dragă Claudiu, simt nevoia să te consolez. Ca și tine, știu că Holtz Industrie face ravagii, dar tot niște capitaliști, și nu pot să dau nume, dar îi cunosc, americani și români, au decis, în contrapondere la aceste abuzuri care sunt fără margine și care sunt absolut abominabile, le socot niște urâțenii ale pustirii, ca să zic așa, ei, în contrapondere la aceste urâțenii, au decis să cumpere sute de hectare de pământ, românesc am spune, pentru a păstra pe 50 de kilometri, 70 de kilometri, 100 de kilometri, păstrăvu curat din Apuseni. Vă dau un singur termen și căutați-l. Este un proiect de a face în România un fel de Yellowstone. Se numește Poiana Vista. Este termenul ăsta, puteți să-l căutați pe Google. Acolo, pe o zonă de 50 de kilometri, nu se va construi absolut nimic. Pentru că niște capitaliști cu bani făcuți în America și în România au decis să păstreze acea zonă intactă. De asemenea, aud că în Munții Făgărași oamenii disperați că s-ar putea ajunge la forma asta elvețiană de pădure artificială și regenerată într-un fel prea ordonat și cu gândul la pădurile noastre virgine au decis să cumpere iarăși câteva sute de hectare. Deci, într-un fel, piața se balansează, se echilibrează dacă ai cu adevărat libertate. Părerea mea însă este că aici Claudiu a oferit o lectură conservatoare a capitalismului ca ideologie și ea este absolut necesară, care este o lectură morală. Și ea ne duce cu gândul la faimoasa spunere și cu asta închei. Problema socialismului este socialismul, în timp ce problema capitalismului sunt capitaliștii. Și cred că, ca să introduc și eu o nuanță în discuție, cred că n-ar trebui neapărat să idealizăm, nici să diabolizăm, nici să idealizăm. Personal, cred că, în general, antreprenorii, luați așa ca termen generic, nu sunt nici ticăloșii de exploatatori pe care ni prezintă Marx, pe de altă parte, nici oameni care dintr-un bun început pornesc cu ideea de a le dărui semenilor lor. Este evident că un om, că cei mai mulți, cei mai mulți dintre ei pornesc în ideea de a face un profit și de a se dezvolta, de a avea viața lor mai bună. Dar aici trebuie subliniată încă o dată aceea ideea bunului simț, pentru că în fond și la urma urmei, dacă gândim pe termen lung, și un bun antreprenor va gândi oricând pe termen lung, este clar că dacă îi merge bine comunității din jurul tău, o să-ți meargă și ție bine. Pe de altă parte, dacă arunci, dacă produci în curtea ta, ai bani și arunci toate deșeurile în râu, într-o bună zi ție o să-ți defuleze WC-ul în casă. Deci e chestie de bun simț. Spune și faptul că e nevoie ca niște oameni cu bani care au ajuns la o anumită înțelepciune și la un echilibru din ăsta și moral și spiritual, ajung să cumpere bucăți de pământ ca să le protejeze, asta arată că, de fapt, ceilalți consumă fără niciun fel de noimă, își bat joc și fac profit pur și simplu. Bun, acum, sigur că ați nuanțat voi. Prin complicitate cu statul, trebuie adăugat. Prin complicitate cu statul în mod categoric. Păi... Pentru că s-a vorbit aici mai devreme de autorități, autoritățile numai că nu fac nimic ca să stopeze asta, din potrivă. Da. Nu știu, pentru cei care nu mă cunosc personal, eu sunt jurnalist de 22 de ani. Mare parte din timpul ăsta i-am petrecut ca jurnalist de investigație. Și la un moment dat am scris într-un ziar o anchetă în mai multe episoade despre jaful care se practică în pădurile românești. De asta revin tot timpul la tema asta, că mă preocupă și mă și izbesc de ea frecvent. Acolo am descoperit cauzele inundațiilor care erau sub ochii tuturor, dar nimeni nu-și dădea seama. De ce în Moldova era prăpăd. De fiecare dată când ploua mai tare, lua case, erau ravagii acolo. Pentru că niște băieți deștepți, în numele, cu ajutorul, cu protecția altor băieți deștepți care erau la butoanele puterii, Prebenciuc, Vereștoi, Otilă și alții, au ras niște munțișori sub Carpați, mă rog,
și munți din Moldova. Au lăsat acolo fără niciun fel de protecție și toate râurile, praile, toate alea care curgeau după un rost al lor când aveau ambientul ăla natural, au luat-o pe unde au apucat când s-au umflat. Și au ras tot și sate întregi au luat. Bun, asta a fost o consecință. Sigur că până aici vorbim de corupție, până la inconștiența exploatatorului de antreprenor vorbim deci de corupție, vorbim despre lăcomia oamenilor din zonă care s-au bucurat să lucreze acolo și să taie cu mâna lor pădurile alea, s-au bucurat să le dea pe 5 lei sau pe vot că hectarele moștenite și reluate după Revoluție acestor samsar, să zicem. Samsar de terenuri împădurite care le-au ras. Și după aceea au suferit consecințele. Deci există, nu e un singur vinovat, asta vreau să spun. Nu vreau să arunc oprobiu pe clasa oamenilor de afaceri, dimpotrivă, sunt destui care fac lucruri bune și fără de care nici noi n-am face nici acte culturale, pentru că cel puțin la rost noi am făcut tot timpul numai din bani privați. Așa că știu exact ce înseamnă un antreprenor și respect munca asta. Dar sunt antreprenori și antreprenori și na, nu trebuie să idealizăm nici să diabolizăm, cum spunea și Paul. Mai există o remarcă și dacă mai sunt întrebări însă din, din public. Există o remarcă interesantă pentru noi românii și merită notată. Michael Butler și Andrew Morris critică Uniunea Europeană pentru regimul de subvenții din politica agricolă comună, care condamnă alte țări, de care noi am uitat între timp, inclusiv Ucraina, dacă e să ne gândim, sau Republica Moldova, la necompetitivitate, doar pentru faptul că, fiind parte din UE, orice fermier sau nu, proprietar de teren măcar român, de pajiște sau de teren arabil, primește 150, 200, 300, 500 de euro la hectar. Și cu această formă de subvenționare a pământului, indiferent de vrednicia fermierului cu sau fără ghilimele, din piața, din competiția globală, sunt excluși o grămadă de fermieri africani din nordul Africii, turci, dacă e să ne gândim la ei, sau știu și eu, ucrainieni, care se trezesc dimineața de vreme și se culcă seara târziu și din păcate sfârșesc cu grâul lor nevândut, cu porumbul lor nevândut, pentru că piața europeană și piața americană, fiind subvenționate, este o piață artificial controlată și este o piață care respinge produsul de import. Și ei spun că pentru a cu adevărat ajuta lumea a treia, exact ca și, Michael Miller, pentru a ajuta țăranul din Haiti, pentru a ajuta țăranul din India, piața liberă, fără subvenții și fără, evident, drepturi de monopol, cum e cazul lui Holtz Industries, ea ar cu adevărat crea acel echilibru și acele oportunități pe care cu disperare le caută milioane și milioane de oameni, de semeni de noștri pe acest pământ. În Brazilia, într-adevăr, Amazonului deforestat, în India, care este lipsită de atâtea resurse, în primul rând apă, sunt milioane, zeci de milioane și sute de milioane de suflete care caută să intre pe această piață, să-și exporte și ei roșia lor, mă rog, ceau, banana lor sau, mă rog, ajutați-mă, ananasul lor, și să intre pe piața noastră, ceea ce nu se întâmplă în condițiile de subvenționare pe care marii caritabili ai eurocrații noștri ai Bruxelles-ului le impun. Și cred că aici trebuie cumva revăzută povestea proiectului Uniunii Europene. Trebuie recitit proiectul acesta al Uniunii Europene, care e dictat în mod special de Franța și de Germania. Vă rog. Pentru că această grijă, în ghilimele, care nu e deloc o grijă, care e de fapt o formă de redistribuție, știți că grija apare când ea trece prin buzunarul tău. Când trece prin buzunarul altuia, nu mai e grija ta. Banii aia sunt tot de la tine, că banii Uniunii Europene sunt tot din Uniunea Europeană. Banii, de pildă, fermierului francez de care cultivă levănțică, vin în proporție de 70% de la englez, de pildă. Și se poate documenta
cât primește unul și cât primește altul. Dar vă spun, cu siguranță există o inegalitate a să zic, izvoarelor de resursă și există o perfectă egalitate distributistă, ca să zic așa, sau redistributistă în politicile agrare. Deci, foarte pe scurt, francezii sunt primii beneficiari, noi suntem ultimii beneficiari. Fermierul francez primește vreo 500 de euro sau 450, fermierul român primește 180 de euro. Deci nu există, din punctul ăsta de vedere, chiar o egalitate de competiție. Dar e o poveste lungă. Politica asta a Uniunii Europene creează patologii. Și vă dau un singur exemplu. Danezul care caută speculații, de data asta nu imobiliare, că sunt danezi foarte mulți pe piața noastră, vine și cumpără 500 de hectare, 1000 de hectare, poate chiar și la Nana, cu gândul nu neapărat de a cultiva, ci doar de a menține pământul respectiv ca să-și încaseze el respectiva subvenție. Și așa rămâne, cum se spune la noi? Nu, păi am înțeles că nu se acordă subvenții, dacă nu se produce nimic. Mult timp s-a întâmplat fără. Se analizează, știu că mult timp s-a întâmplat așa, dar de anul trecut chiar au început să verifice dacă s-a produs sau nu s-a produs ceva. Așa, cu verificările astea, știți, și cu autostrăzile suspendate, multe sunt cu verificările astea, dar până acum, hai să spunem așa, proiectul din 1979 până în 2014, proiectul Uniunii Europene a fost un proiect bazat pe subvenții ale terenurilor agricole. Până astăzi, deci eu nu știu ce se va întâmpla, că Barroso promite multe sau poate noul Juncker va promite și mai multe, dar până astăzi, da, ce știm este că tu ai în România un fenomen de parazitism al fondurilor europene pe două paliere. Parazitismul celor de la noi, care pur și simplu nu fac nimic și așteaptă să le vină suta aia de euro, că ei pot trăi la crâșmă cu suta aia de euro, sau parazitismul smart al celor din Danemarca, din poate alte țări ale Uniunii, din Italia am auzit, de pildă, în zona mea din Ardeal, da, care cumpără mii de hectare și care comasează terenul cu scopul de a ține într-un fel prețul artificial. Nu vreau să, deci nu vreau să intru într-o dezbatere, fiindcă nu sunt stăpân pe acest subiect, dar intuiesc faptul că noi pervertim piața. Și intuiesc faptul că e mult mai bine să ai fie subvenții zero sau subvenții egale pentru toată lumea. Cred că fermierul român, acum mă gândesc la țăranul român, că el e votantul meu. Nu știu câtă lume va urmări această dezbatere pe YouTube, dar mă rog, fermierul român pierde astăzi în două moduri. Unul, că el câștigă imediat mai puțin decât fermierul francez, dar fiți atenți, el când ia fonduri europene, el pentru ce ia fonduri europene? El ia pentru utilaje. Cine produce utilajele respective? Germania, Olanda. Cine produce respectivele, să spunem, tractoare sau respectivele combine? Cumva România? Nu, niciun caz. Deci noi accesăm niște fonduri europene, le ia săracul fermier român și cumpără tot de acolo niște instrumente de care poate are nevoie, dar care sunt subvenționate mascat, știți? Mascat. Deci industria auto, industria, nu știu cum se numesc, acestor, mă rog, tractoare agricole, este subvenționată prin politica agrară aplicată României sau Croației sau Ungariei, este de fapt subvenționată industria lor auto. Și eu nu cred sincer că sunt absolut generoși cu noi în acest demers. Nu, așa se explică de fapt și de ce Germania a avut acest mare interes să salveze Grecia. Nu din dragoste de Grecia, ci pentru că germanii au încurajat pe greci să facă credite și așa mai departe, pentru că banii veneau tot la ei. Se întorceau oricum, da. Se întorceau... De asta e poziția mea, nu neapărat nu o angajează nici la Vulturi, nu angajează nici Fundația Rost. Dar este interesant că este sprijinită de niște autori ortodoxi care cred că trebuie să ajungem într-o lume în care barierele acestea se dispară. Și de altfel, țara cu cea mai mare competitivitate este țara fără subvenții în domeniul agricol. Noua Zeelandă. Deci în Noua Zeelandă niciun fermier nu primește niciun leu, niciun dolar pentru pământul lui. Și atunci stimularea muncii există. Eu cred că ai dreptate, dar vreau să spun că nu e spre binele tău și spre adunare de voturi și ce ai spus. Asta am văzut. Îți spun iarăși, dintr-o experiență directă, țăranul român este foarte bucuros că primește o subvenție care e mică prin comparație cu cea primită de fermieri din alte state, mai de soi. Însă e constantă, vine la timp, nu e niciun fel de problemă, vine sigur.
și pe el îl salvează pentru o bucată din an. Îi asigură ceva, poate să își semene pământul, să-și lucreze și chiar să stea degeaba o bucată. Deci, de când cu subvențiile astea, mai ales pentru capitele de animale, țăranul român prea slăbește Uniunea Europeană, așa că atenție la discursul electoral. Nu, acum, sincer, discuția poate chiar merită dacă facem din aceste întâlniri o tradiție, cum bine s-ar cuveni. Da? Da, eu vă sugerez să invitați reprezentanții acestei mișcări foarte interesante, mișcarea agricultorilor din România. Am văzut țăran cu palma crăpată de muncă, care au făcut un partid politic, au și vrut să facă o alianță cu noi, dar noi am mers pe ideea asta, mă rog, neasocierii, și ei mi-au spus că sunt zeci de mii de oameni angajați de către micile, cum să le numim noi, ferme, care au apărut de vreo 20 de ani, care au fost la început mulțumiți, dar care sunt din ce în ce mai conștienți de inegalitatea de șanse pe marea piață. Eu am întâlnit, de pildă, țărani din Nădlac, unde se produce un salam foarte bun și foarte gustos, care erau indignați de reglementările europene excesive pe domeniul acesta al cărnii procesate, care nu le permiteau practic să exporte deloc produsul respectiv, și se plângeau de discriminare, foarte, foarte pe scurt. După cum am întâlnit și oameni care aveau pășuni, într-adevăr, și care erau fericiți că putuseră să, cu bani europeni, să-și facă chiar și o stână mai curată. Cu siguranță discuția e în afara noastră, a celor care nu practică agricultura în deopște. Dar merită dezbătută. Dar merită făcută. Și cred că, și cu asta chiar să încheiem subiectul, sunt două atitudini... Poftiți? Am vrea să mai comentez un pic ceva, dacă mi-ați permis. Da, sigur. Acum sau vă... Acum? Da, spuneți acum. Mașina aceea scuze pentru că n-am decurat, dar am zis că care este sensul în care fuge mașina cu care fuge. Cu siguranță am încercat să fiu atent la discuția. Și eu aici, cu ceea ce înțeleg eu, concluzia este că problema aceasta a salubrizării sau a încercării de a proteja natura ține mai mult de credință și nu este problemă de a conștiinței. Și dacă este așa, aș vrea să mă explicați de ce o vedeți ca pe o problemă de credință. Nu cumva, aici este chiar o limitare a șanselor de a salva ceva din lumea, din mediul în care trăim. Și a doua chestiune pe care eu, nu știu dacă este neapărat o întrebare, dar mai degrabă este o concluzie, eu înțeleg din o povestioare, dacă tot vorbim despre credință, o povestioare din Sfintele Scripturi, aceea grădinii Edenului. Pentru mine aceasta este o metaforă a naturii. Omul este chemat și vorbeați mai devreme despre faptul că natura este dinamică și că fiecare ființă sau lucru din natură își au rostul. Bun, mă tem că omul este mai dinamic decât natura. Și, din păcate, fiind chemat în grădina Edenului și să o protejeze sau să țină cont de un rost al ei, nu a fost capabil să facă lucrul ăsta. Ceea ce avem de a face cu un eșec, dacă nu este îngăduit, un eșec validat și care nu lasă alte îndoieli sau alte abordări asupra acestei teme. Practic, omul este incapabil să protejeze și... Dacă mă amintesc corect, în sfârșit Hitler spunea despre om că el încearcă să copieze natura. Aceasta este structura mimetică a omului, de a încerca să fie la fel de feroce sau la fel de agresiv ca și natura însăși. Și atunci, practic, noi încercăm să salvăm natura stingând vestul o oră într-o seară. Dar lângă noi este o fabrică care poluează mai mult decât am putea noi să salvăm în întreagă, dacă n-am mai folosit condițiile actuale ale de confort. Și atunci, pentru mine este clar, omul este incapabil, este un eșec validat, cum spuneam, și nu va putea niciodată salva. Acum nu știu de ce credința ar putea să joace un rol aici. Deci aveți și o nelămurire sau aveți doar certitudine, ca să știu și eu, dar nu mai... Singura certitudine a mea fi cea legată de credință. De ce este problema de credință
această teorie asupra protejării. Nu este o problemă de credință, dacă dați voie să fiu foarte scurt. Este această carte, e o abordare din perspectiva creștin-ortodoxă a problemelor de mediu. Deci există și o motivație pentru creștin, asta vrea să spună, vor să spună autorii, de a apăra mediul. Îi dă documente suplimentare omului creștin și omului de dreapta, care inevitabil este religios, să apere natura, dar îi dă și niște repere de cum să o apere. Fără excesele întâlnite în mișcările ecologiste care aici sunt radicale și așa mai departe. Confuzia este, și asta trebuie rezolvată, raportul între conștiință și credință. Deci, așa cum a spus asta, problema, conștiința este o chestie care ți-a lepădat de credință și își vede de treaba ei. Cum poate? Nu există excluziune între credință și conștiință. Pentru omul creștin, conștiința și credința intră într-o osmoză firească. Și atunci omul creștin e determinat și de credință și de conștiință să apere firea, nu? Adică rosturile lumii, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. În timp ce pentru omul necredincios rămâne numai conștiința, care și ea îi reclamă același lucru. Deci nu e niciun fel de conflict între conștiință și credință. Credința nu face decât să impulsioneze, să întărească conștiința, nu? Că lumea n-am făcut-o noi, nu? Nu e a noastră și rămâne în urma noastră și nu știu ce, și că totul trebuie de fapt dat seamă în fața lui Dumnezeu. Asta e poziția omului creștin. Omul necreștin e preocupat de propria lui, știu eu, interes imediat, fie că se gândește la persoana lui în imediat, fie că se gândește la șirul generațiilor în perspectivă, ceea ce se întâmplă mai rar. Deci, nu văd nicio contradicție aici. Credința nu face niciun rău conștiinței. Cel puțin în privința asta e clar. Iar în ceea ce privește partea a doua, cred că este bine pusă problema, într-adevăr, dacă ne raportăm la grădina Edenului, căderea omului asta reprezintă un eșec de a proteja natura așa cum a văzut-o Dumnezeu, ca să vorbim în termenii ăștia, pentru că omul la început a fost într-o deplină comuniune cu făptura creată și acest lucru este ilustrat prin faptul că Dumnezeu i-a spus lui Adam să dea nume animalelor și le-a dat nume. Asta înseamnă darea numelor, nu faptul că le-a zis tu ești leu și așa mai departe, ci că le-a înțeles rostul. În momentul în care omul a căzut în păcat, evident, acesta este un eșec al lui și implicit al raportării sale la Dumnezeu, dar și la cosmos, la natura creată. Însă omul care și-a trăit această incapacitate, și-a trăit această adversitate, că de fapt din asta s-a născut adversitatea omului cu natura. Faptul că omul a fost victima psihilor, a frigului, a animalelor sălbatice și așa mai departe, se rezolvă pentru omul cu conștiință creștină în Hristos. De aceea am subliniat, Hristos n-a restaurat numai omul, Hristos a restaurat întreaga natură, deci Hristos a restaurat această comuniune. Este un lucru, o lucrare pe care El a făcut-o și pe care rămâne ca noi să ne asumăm. În varianta în care, când vorbim despre om, astăzi vorbim despre omul Dumnezeu, despre Hristos, Hristos a demonstrat că omul este capabil să protejeze natura și să-i redea rostul original. Din perspectivă creștină, omul creștin, omul care trăiește în Hristos, poate să facă acest lucru. Da. Și cu asta cred că încheiem. Eu cred că această carte poate să fie o provocare pentru o dezbatere la nivel mai mare, cum spuneam, și pentru teologii noștri harnici este iarăși o provocare de a continua, de a duce mai departe, de a aprofunda tema, pentru că ea nu este epuizată acolo. Și cred că nu ar fi fără rost această întrebare, pentru că iată numai aici câte întrebări s-au născut, câte puncte de vedere. Cred că sunt necesare, noi creștini sau duși sau neduși la biserică, avem nevoie de repere în viața asta. Bun, noi pentru că suntem creștini și oameni de dreapta oferim repere de tipul ăsta. Alții care sunt necreștini și de stânga oferă altfel de repere. Până la urmă, bine ar fi ca să avem cu toții anumite repere care să ne ducă la fapta bună și să producă ceea ce spunea și dumneavoastră, acea protecție a naturii, acea raportare firească la natură și
nu o exploatare excesivă sau o distrugere a ei. Claudiu, dăm voie să observ că această dezbatere a durat mai mult decât filmul Noe, pe care Hollywood-ul l-a lansat, așa că succesul e de plin de partea voastră și vreau să-l aplaudăm pe Claudiu și pe toți cei de la Vulcuri pentru toate. Încă o dată vă mulțumesc și eu pentru prezență și dacă nu vă grăbiți și nu credeți că ați stat prea mult aici, putem să continuăm așa, în grupuri și... Nu invit să cumpere cartea? Capitalist fiind. Evident că puteți să cumpărați cartea, este la un preț socialist de numai 10 lei. Și ecologic. Și ecologic, n-am consumat multă hârtie, deci e tot ok. O seară minunată.